numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați creștini, în dimineața aceasta vom învăța de medicamentul care vindecă orice boală. Există un medicament în lumea aceasta care vindecă orice boală, orice suferință și medicamentul acesta l-a numit medicamentul Evangheliei. Vi-l voi da pe îndelete și vreau ca astăzi de aici să mergem cu toți vindecați. În 1831, undeva în apus, în Statele Unite, un pictor a desenat, a pictat o pictură, o tablă de șah cu piesele albe, era un tânăr îmbrăcat în alb, cu piesele negre, era diavolul. Un tânăr juca șah cu diavolul. Apoi în pictură era un ceas pe perete, arăta foarte târziu, un înger trist și un cer prin care se vedea doar o pată de lumină. Și la un moment dat, diavolul a anunțat și a spus așa: ultima mutare, șah mat, ești bătut. Și piesa se încheie aici. După 30 de ani, a venit un jucător mare de șah, a stat, a analizat toate mutările și a spus așa: dacă eu eram lângă tânăr, îi spuneam ce trebuie să facă, pentru că diavolul l-a mințit. Nu e șahmat, mai avea o șansă. Dragii mei, povestea asta e povestea multor oameni. Oamenii, iertați-mă, joacă șah cu diavolul. Și eu vă spun de la început, niciodată să nu joci șah cu diavolul, pentru că totdeauna pierzi. Și câteodată, sau la cei mai mulți oameni, le spune: șahmat, nu mai ai nicio șansă. Și eu vă spun așa, când doctorul spune nu mai ai nicio șansă, mai este una. Și în dimineața aceasta vom învăța despre medicamentul Evangheliei. Și există un exemplu practic. Un om paralitic, care se pare că nu putea umbla, 4 oameni l-au dus la Hristos, era lume multă, multă, multă acolo. Au desfăcut acoperișul, îl lasă înaintea lui Hristos și Hristos îi spune: păcatele tale sunt iertate. Și cei de-a vrut spune: dar cum gândește ăsta așa ceva? Cum spune așa ceva? Și ca să știți că Fiul omului are putere, îți spun: ia-ți patul tău și umblă. Există de 2 ori în Noul Testament când Hristos spune: îndrăznește, fiule! Îndrăznește, fiule! Există șansă pentru tine. 2 lucruri face Hristos. 1. Îi iartă păcatele. Și vă spun de ce să nu uit. Pentru Dumnezeu, problema sufletului e mult mai importantă decât problema trupului. Și pentru că ai multe boli, problema principală e în suflet. Dacă se rezolvă acolo, se rezolvă și multe din trup. Și apoi Iisus îi spune: ia-ți patul tău și umblă. Dragii mei, ascultați cu mare atenție ce vă spun acum. În urmă cu 2000 de ani, pe crucea aceea grea de la Golgota, unde Iisus a întins palmele, acolo a luat toate păcatele noastre trecute, prezente și viitoare, dar mai luat ceva. A luat toate bolile noastre. Ascultați-vă rog. Toate păcatele noastre și toate bolile noastre au fost luate acolo sus, pe Golgota. Poate vei spune: dar asta știm teoretic. Ce să facem? 2 lucruri trebuie făcut. Unu. Iisus a spus: păcatele îți sunt iertate. Pentru noi, practic. Trebuie să vină o zi când realmente îți asumi toate păcatele. Le mărturisești cu lepădare și asta e prima parte. Când cineva vine și își asumă toate păcatele, toate,
le recunoaște, se leapă de ele. Merge un om liber. Și asta se întâmplă acum. Și apoi, când cineva se deschide spre Fiul Dumnezeu și spune: Doamne, vino în ființa mea, sunt bolnav, vino în ființa mea, Hristos vindecă astăzi. Îl văd pe fratele Augustin aici, noi am construit biserică în urmă cu mulți ani, dar unul din prietenii noștri a fost Sărăjan, Aurel Sărăjan de la Pust, a fost, ne-a ajutat mult aici. În urmă cam cu 2 ani de zile, n-aș vrea să greșesc, mă sună și spune: Părinte, sunt foarte, foarte bolnav, vino și spovedește-mă și împărtășește-mă, că trebuie să mor acum. M-am dus, nu mi s-o părut de moarte, l-am spovedit, l-am împărtășit și am plecat de acolo. Cam peste 2 săptămâni m-a sunat din nou și a spus: Părinte, când ai fost lângă mine, n-ai simțit nimic? N-am simțit nimic. Și mi-a spus așa: era o perioadă de nu știu cât timp în urmă, ieșea din mine, iertați-mi expresia, o duhoare, că nu mai mă puteam eu suporta. Și omul a spus: am crezut că ceva organ îi spute de mine și acum tot trebuie să mor, dar să mor în păcat cu Dumnezeu împărtășit. Și a spus așa: din ziua în care m-am împărtășit, a dispărut mirosul și putoarea aceea, omul e în viață, umblă, lucrează. E un exemplu. Dacă cineva, repet, își asumă toate păcatele și vine și spune: Doamne Iisuse, vină în ființa mea, te primesc. Aici e medicamentul care vindecă orice boală. Și medicamentul acesta înseamnă așa: relație cu Dumnezeu și relație cu ceilalți. Aș vrea însă să ne uităm la vindecarea relațiilor. Mie îmi tare place de acești 4 care l-au convins și au lăsat timpul lor. Ca să ajungi pe cineva, trebuie să-ți dai problema ta deoparte. Și-au lăsat lucrurile lor și-au spus: vrem să ne facem timpul. Vom strica acoperișul, îl vom face din nou, dar vrem să se rezolve problema acestui semen de-al nostru. Și vreau să învățăm în această zi cum poți ajuta un suflet dacă vrei să-l ajuți cu adevărat. În primul rând, oamenii aceștia l-au pus pe o targă și au spus: suntem 4, îl punem pe targă și îl ducem înaintea lui Iisus. Dacă vrei să ajuți pe cineva, ascultă-mă, ai targă. E vorba de targa rugăciunii. Să știți că eu am liste aici, am liste acasă și port pe mulți, pe mulți, pe targă. Dar ascultă-mă, dacă copilul nu vrea să te asculte, nu-l mai bate la cap. Pune-l pe targa rugăciunii. Monica, mama fericită Augustin, s-a rugat pe 13-14, la tot dus pe targă, la tot dus pe targă. Și într-o zi Augustin a finalizat: eu vă provoc de astăzi să vă luați targă și să scrii: o trec aici pe fiica mea, pe nepotul meu, trece și măcar de 2 ori pe zi, de 2 ori spune: Doamne, ia lista, pomenește-i, ai milă de mine. Dacă situația e foarte grea, roagă să prindă la targă încă cineva. Unul sau doi, că la targă trebuie cam doi. Chiar că spune: hai, prinde și Dumnezeu la targă aceasta. Cel mai mare lucru, cum poți ajuta pe cineva, ascultă-mă, pune-l pe targă, începe. Rugăciunea funcționează, rugăciunea nu-i vorbărie singură, goală. Rugăciunea funcționează, pune-l pe targă și vei vedea că sufletul tău va fi binecuvântat și acel lor. Dar orice suflet omenesc, pe lângă a purta rugăciune, are nevoie cel puțin de 3 lucruri. De acceptare, de vindecare emoțională și de speranță. Te rogi pentru cineva, te rogi. Dar el are nevoie să-l accepti. Să-l accepti, să spui: te accept așa cum ești. Am citit de mult povestea unui tânăr în Franța, a fost condamnat, toată Franța l-a condamnat pentru lucruri urâte. Și el a întrebat-o pe maică sa: mamă, când toată Franța mă condamnă, tu ce spui? Fiul meu,
condamne lumea întreagă. În inima mea există iubire și acceptare. Voi fi foarte concret. Înainte de orice, soțul tău, soția ta, orice om zdrobit, are nevoie de acceptare. Dar poate vei spune, părinte, dar nu știi ce vorbești. De atâția ani îl tot accept și să nu-i spun nimic. Ba să-i spui, dar ascultă-mă cum să-i spui. Biblia spune, spune adevărul în dragoste. Spune-i tip sandwich. Ce înseamnă asta? Pui o felie de pâine, apoi pui ce pui acolo în mijloc, salam sau ce pui acum, și apoi iar o felie de pâine. Dă-mi voie să spun. Când vrei să-i spui cumva, nu ia bâta și ce, nu. Începe să spui ce știi mai frumos despre el, ce știi mai frumos, laudă. Apoi pui bucățica de salam și spui foarte delicat. Uite, mi-ar place, frate Ionel, să se schimbe asta și asta, dar delicat să spui delicat. Și apoi terminare cu laudă, termin sandwich-ul până în capăt. Încep cu laudă, spui ceva care trebuie să spui, dar foarte delicat, foarte delicat, îți măsuri bine vorbele, tonul vocii și apoi din nou închei sandwich-ul cu laudă. Ia mă, fă proba asta să vezi că lucrurile funcționează. Deja Doamne încep să zâmbească, că știi, noi suntem să cicălim, să-i spunem, că-i spunem noi. Și ce ai făcut că i-ai spus? Fuge de tine. Începe cu laudă, apoi spune delicat ce ai de spus și apoi încheie sandwich-ul. Pentru că nu uita, orice suflet are nevoie de acceptare. Apoi orice suflet are nevoie de vindecare emoțională. Toți de aici avem răni, sunt oameni care au trecut prin divorț, răni foarte grele. Și sunt răni și rănile sufletului sunt mai dureroase și mai greu de vindecat decât rănile trupului. Dă voie să spun ce ar trebui să faci. Cum se vindecă un suflet? 1. Ascultă-l. Ascultă-l cu atenție. În față să-l asculți. Să-și poată spune omul tot păsul lui. Apoi, spune-i cuvinte de încurajare. Spune-i cuvinte de iubire. Spune-i cuvinte de îmbărbătare. Dumnezeu spune în Biblie, poporului sau așa, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrezi bunătatea. Ai preț în ochii mei. Spune-i soției tale de 3 ori pe zi măcar. Te iubesc. Asta o vindecă. Dragile mele, Doamne, spune soților lor, dumneavoastră, ai preț. Ești cel mai extraordinar bărbat. Să vedeți câte lucruri se vindecă. Noi avem nevoie să ne vindecăm unii pe alții. Ascultă. Spune cuvinte de iubire. Apoi, Biblia spune în cartea Pintor, o privire prietenoasă dă viață voastră. Nu fi tot timpul încruntat. Uită-te cu bucurie. Privește cu bucurie. Pentru că asta va aduce vindecare sufletului lui și casei tale. Și orice suflet mai are nevoie de speranță. Vă spun ceva. Crede în cel ce de lângă tine și în orice om. Crede și așteaptă cei mai buni de lângă. Noi așteptăm să vedem când greșește. Când greșește iar. Când să-i spun eu. Nu. Așteaptă-te cei mai buni de la om. A fost o fetiță care a întrebat la o nuntă așa pe mătușa mie. A spus, de ce toate miresele sunt în alb la nuntă? Și mătușa i-a spus, e ziua cea mai frumoasă, cea mai luminoasă, de aceea se îmbracă alb. Dar de ce mirii se îmbracă negru? Și răspunsul a fost, ca virgulă, căsătoria, relația să meargă, e nevoie să se lucreze în fiecare zi la relații. Dragii mei, vindecarea înseamnă relație cu Dumnezeu, unire cu Dumnezeu, mă fac prieten cu Dumnezeu, primesc trupul lui și apoi înseamnă relații bune cu cei din jur. Asta-i soluția Evangheliei. Închei și vă spun așa, Hristos Iisus e același, ieri, azi și în veci. Ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, acel paralitic s-a sculat astăzi, chiar astăzi,
La cine găsește credință și ia medicamentul Evangheliei, este gata să-l vindece. Ia medicamentul, mărturisește-ți păcatele, împacă-i cu Dumnezeu și trăiește frumos și vei fi vindecat. Doamne ajută-ne! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.